Bună ziua, dragii mei prieteni! După ce am realizat acest frumos colier, culoarea șampaniei, am primit foarte multe mesaje în care mi se solicită să fac și cercei potriviți pentru acest colier. Așa că am executat două modele, unul cu trei cristale, exact ca în modelul colierului, iar celălalt, un model mai festiv, cu un singur cristal mare, culoarea șampaniei, un cristal de 12 mm. Amândouă modelele superbe și foarte ușor de executat. Așa cum fac de fiecare dată, am pregătit pe masa de lucru piesele de care am nevoie, respectiv tortițe și inele aurii, acelea care prind efectiv cercelul, și avem mărgele aurii de 3 mm, acestea mici, care formează coatrul de sus, de 4 mm, pasul 2, de 6 mm, ultimul pas. Aici am piesele aranjate pentru acest model de 3, cristal, mărgică aurie de 3 mm, cristal, mărgică, cristal. Acestea sunt piesele pentru acest model de cercel. Pentru acesta, cum vedeți, am la fel tortița, inelul auriu, mărgelele de 3 mm, 4 bucăți, de 4 mm, 3 bucăți, de 6 mm, 3 bucăți, iar cristalul cel mare, de 12 mm, este prins cu 3 mărgele pe dreapta, 3 mărgele pe stânga, de 3 mm. Bineînțeles, avem nevoie de un fir de plastic de 3 mm, de 0,3 mm, scuzați-mă, și un cleștișor cu care vom închide, bineînțeles, tortița și nelușul nostru auriu. Haideți să vedeți cât de ușor se execută. O să încep cu acesta, pentru că este în această parte și mi-o ocupă masa de lucru și mi-e mai ușor să lucrez pe partea dreaptă. O să iau cele 3-4 mărgelușe care formează primul cuatro. Fac un nod ca să-l fixez. Deci cele 4. Am să fac un nod ca să le fixez. Vedeți? Se formează singure, modelul acela de 4. Foarte frumos, îl întăriți strângându-l încă o dată și încă o dată, nu strică. Și atunci veți avea siguranța că nu se va mai desface niciodată. Bun, voi merge cu acul prin două mărgelușe ca să vin în vârf, deși dacă doriți, puteți foarte bine să mai dați o roată, nu strică. Modelul se fixează mult mai ușor, avem baza aici, deci nu ne mai trebuie 4, ne trebuie cele 3 de 4 mm. Intrăm în sensul opus firului și formăm un cuatru, un model în creștere, foarte frumos. Dăm roată
și vom veni în mărgelușa din mijloc, aceasta. Vom trage, dar nu foarte tare, pentru că vrem să se legăne frumos cercelul nostru, așa, deci nu vom trage foarte tare. Și urmează cele de 6 mm. 3 de 6 mm. Am să intru prin partea opusă firului. Trag, fixez, dar nu foarte tare, așa cum am spus, ca să aibă lejeritate în mișcare. Și voi veni în mijloc, aici. Uitați-vă ce frumos s-a format, în stil crescător sau descrescător, de unde vreți să luați. Acum urmează cristalele și cele două mărgele mici aurii. La fel, voi intra în sensul opus firului. Și, practic, cercelul nostru este gata. Trec cu firul încă o dată prin partea cu cristale. Să am certitudinea că este bine fixat. Perfect. Am să urc cu firul printre mărgele. La un moment dat am să fac un nod între ele. Așa. Acum am certitudinea că totul este foarte bine fixat. Voi tăia firele care au rămas în plus și o să-i agăț tortița și inelul auriu. Și ultimul pas, adăugăm inelușul auriu, prindem tortița și închidem inelul auriu cu ciocanul cu cleștișorul de bucle. Strâng bine și cercelușii noștri sunt gata. Prima pereche. Uitați-vă ce frumoasă pereche de cercei. Superbi! Și acum foarte repede îi vom face și pe al doilea. Voi lucra acest pas și revin. Am făcut primii pași. Acum urmează să adăugăm acest clopoțel de cristal de culoarea șampaniei de 12 mm. Luăm prima dată 3 mărgelușe mici aurii. Cristalul la mijloc, următoarele 3 mărgelușe aurii și voi intra cu acest clopoțel în sensul opus firului, așa cum știți că am făcut de atâtea ori. Fixăm toată lucrarea să fie uniformă. Și asta este gata. Voi merge cu firul pierdut printre mărgele. La un moment dat o să fac un nod printre mărgele.
tai și urmează să pun tortița și nelușul auriu. Și cu asta este gata. Se fac extraordinar de repede, puteți să-i faceți în ce culoare vreți. Și bineînțeles puteți adăuga cristale, puteți să-i faceți mai lungi, în funcție de inspirație pe care știu că aveți, talentați fără doar și poate. Ieți cu firul și prin celelalte să am eu siguranța că este mai bine. Tai. De ce tot vorbesc de siguranță? Cred că li s-a întâmplat multora să li se deșire mărgelele sau să piardă cercelușii, tocmai pentru că nu erau foarte bine executați. Același lucru fac aici sus. Acum nu trebuie să vin decât cu tortița. Oprind bine cu cleștișorul. Introduc inelul auriu. Introduc tortița și fixez absolut bine, bine de tot, ca să nu iasă. Și avem și a doua pereche de cercei. Ați văzut ce repede am executat două perechi de cercei superbi care se asortează la acest colier. Doamnelor și domnilor, știu că din mâinile dumneavoastră vor ieși obiecte extraordinar de frumoase. Vă urez o zi plăcută și numai bine!